România. Nu vine să cred că de bine poate să arate. E mașina lui Andrei Rogen. Băi, ești de bun. Astăzi vă arăt reacția youtuberilor la noua Tesla. Majoritatea youtuberilor habar nu aveau că modific Tesla. I-am prankuit că mi-am schimbat mașina, ba că am făcut alte modificări și au avut o reacție super mișto. Așa că dați acolo pe butonașul de like și să înceapă video. Bună ziua, domnule Andrei Rogen. Vreau să vă zic deja ce ați făcut la mașină. Ai colantat. Și ce culoare am făcut-o dacă zici că am colantat-o, ia zi. Roșu. Formula 1 roșu, nu? Formula 1 roșu, da, exact. Și ei mi-ai pus un spoiler, să o faci mai agresivă. Hai să vedem. Mama, Andrei, România, eu făceam de-astea acum, eu sunt victima colaterală. Mama, ce reacție a avut, Lu. Hai, 3, 2, 1 și... Oh, Andrei România, mă, ce mă pricep! Dar nu te-ai pricep la culoare. Bă, nu mă pricep, nu mai așteptam să faci culoarea asta. Bă, adică? Sunt șocată! Dar nu e colant. Ba da. E colant? Da, mai colant, cum să... Aaa, schimbată și acolo pe ecran, mă! Da. Ce asta l-a schimbat? Da. A, măi, schimba că n-avea forma asta așa, jonule, no, no, no. Și Tesla. Da. Băi, ai pus și logo? Da, ce zici? Băi, nu mă așteptam să-ți faci culoarea asta, îmi place mult că e așa, aici e verzui, depinde cum bate lumina, cu un mult. Și nici nu e la soare acum, gândește. Da, exact, exact, deci cred că e un cameleon așa, nu știu cum să-i zic, adică chiar, bă, chiar e tare. Deci, Andrei, felicitări pentru mașină, chiar a ieșit super mișto, îmi place dar... maxim. În sfârșit nu mai e Tesla aia basic, un alb, ca toată lumea. Bă, deci efectiv toate Teslele sunt albi. Poți da, să ieși în evidență 100%? Bă, da, chiar o să ieși 100%. N-are soft close. N-are soft close Tesla, asta e la 30.000 asta. Bă, și mă mir că e colant. Da, totul e colant. Unde l-ai făcut? La unde ți-ai făcut și tu mașina? A, da? La Rap Expert. Oh, frații mei. Da, mă, e mișto. Bine, trece la următorul YouTuber. Haide! Neața, domnule Sai. Acum te-am trezit. M-am făcut și-am în duș. Te pup. Mai știi? Acum e în pijamale. Mamă, săracă Nana. Da, știu că ai venit să mi-arăt că ai făcut ceva, deci probabil o să-mi pun mâna la ochi. Ce crezi că am făcut? Culoarea. Culoarea și atâta, nu? Păi altceva și mai pus modificat la Tesla, ai pus spoiler, ce ai pus? Păi tu nu crezi că ai văzut o chestie? Că ce, că ai pus evacuare? Da, da, da. Asta știu. Nu știu cum se aude, că nu ți-am arătat. Nu, nu mi-a neapucat, am văzut pe vlog. 3, 2, 1, piatră, intră. Mamă, dar e cameleon așa? Da. Ionule, ce-a schimbat Andrei România. Băi, vezi că e frumoasă, mă, dar aba e albă, nu? Da, era albă. Da, e mult mai tare așa cu e mult mai tare așa. Albe peste tot vezi Tesla, știi? Aia, zic, păi mie nu mi-ar fi plăcut albă, și dacă gen, e așa, gen basic, știi? Da, acum chiar nu mai e basic, gen e așa. Da, astea le-aveai puse. Da, 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 alea le-am pus, da, 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 le-am depus alea. Spoilerul e diferit un pic. Nu e de carbon, nu? Acum chiar e din carbon, da. Înainte nu era. L-ai schimbat? Da, da, da. Înainte nu era. Băi, ce tare. E tare rău. Dar ce culoare are? E albastru cu mof cu verde? Și ce ai mai făcut? Oh, jante? Pare, dar nu sunt. Sunt un pic capacele diferite și niște spray pe jante, că rest nu e. Dar gen, astea sunt alea basic de da? La Tesla? Efectiv basic, da. Păi și ce ai scos? Ai scos alea de da, aerodinamică? Da, da, da. Te-au scăzut vreo 30 de kilometri. Stați în spate, dau drumul la evacuare. Și de unde-s boxele? În interior, în bară. Bă, dar e tare că îți dă senzația de mașină adevărată. Ce tare, mă! Albă e tare, dar e basic. Cea mai bună decizie, că ai dat capacele jos de pe jante. Dar ai lăsat-o jos? Nu, așa e. E josul. Mașina. Pare mai sus pasatul meu, uite acolo, uite. Păi știu, știu, e joasă mașina aia în sine. Și asta chiar pare sport rău de tot, adică... La banii eu zic că... Mai știi cât a fost? 30.000, nu? Da. Bine rău, bine, pasatul meu e 8.000, da. Zic așa ca mașină nouă. Da, mașină nouă, da, da. Tare, bă, bravo. Ia ghiciți, ce am făcut la mașină? Bă, sincer, eu n-am văzut niciodată în viața reală cu evacuarea. I-ai pus body kit de la mare, mare rău. Ai făcut-o alba... Dar vezi că nu e albastru, fraier. Cum ai făcut să fie albastru, mă, verde? Bă, cât de bine arată. Dacă te uiți așa, e și cu sclipici prin ea. Am văzut. Vezi? Nu vine să cred că de bine poate să arate. Aveai jantele astea? Da, da, le aveam, dar toată lumea crede că le-am acum diferite. Poate înainte tu l-ai văzut cu capace. Cred că l-ai văzut cu capace înainte. Bă, dar e superbă mașina, nu știu, mie îmi place rău de tot Tesla. Asta era așa înainte. Display-ul la eu l-am pus. Pare că ai făcut clip, că mi-aduc aminte că m-am uitat, l-ai pus singur. Da, da, da. Da, gata, știu. Uite mai în spate, să vezi că mai ai făcut modificări la spate. Jur că ți-ai făcut mașina să arate superb. Îmi place rău de tot. E mașina lui Andrei Rogen. Nu e o Tesla. Bă, bravo, ai făcut o treabă bună, îmi place rău de tot. Vreau să o turez. Bine, hai, pe antenă. Se aude sau de două sau de trei ori.
ori în băi. Mai încet pentru că e acoperită total, da? Băi, m-am uitat la vlogurile tale, la toate. Trebuie să faceți și voi asta, apăsați clopoțelul, să primiți notificări când postează Andrei Rău un vlog. S-ar fi foarte frumos să dați și like. Ia, hai să vedem. O bară din asta de spate. Să iei alta, să-i dai niște găuri? E cam multă bătaie de cap. Am ți le fac eu un cuțit întrebe. Da. Băi, superb, îmi place rău de tot. Și ai dat personalitate. Chiar pare mult mai diferit de față de Tesla. Nu e lăsată sau ceva, nu? Nu. Și stai că ai zis că e lăsată. Și bravo încă o dată. Real, scrieți în comentarii dacă e legal să ne punem body kit-uri pe mașină, pentru că și eu vreau să-mi pun pe mașina mea și nu știu în totalitate și poate își pune și Andrei. Și dacă știm că e legal, poate face ceva frumos. Ziceți în comentarii, uite, e bună. Sper că nu mai filma, bă. Ba, te-am filmat. Bă, bine, ești terminat? Nu te-am filmat, mă. Zi-mă, mai azi arăt mașina odată să vezi cum arată? Ia-mă, ultima oară și gata. Te-am dat poză. Doamne, cum arată, mă! Băiatule, la ce serviciu, mă? Bă, zi-mi la ce serviciu, să mor tu de nu zici la ce serviciu, mă. Ți-am zis, la Rap Expert am făcut-o. Te bași și tu la creație? Mi-a vibrat tot corpul, iartă-mă. Bă, te rog eu, hai la Târgoviște să mă plimb. Te rog eu, îți dau 100 de lei, 200 de lei, cât e benzina pe aici. Te rog eu frumos să moară, băiții mei. Acum plec. Nu, că mi-au colante și eu. Deci în colante și eu Mazda. Bă, uite cât de sexy arată. Eu ți-am zis că e mișto și trebuia să-ți iau reacția. Bă, vine să plâng, sincer. Eu nu pot să înțeleg cum de mă pot bucura pentru tine atât de mult. Da, bă, mișto rău de tot, să moară, băiții mei. Hai, grijă de tine, te pup. Te pup. Ce era aia în stânga? Cameră. Cu ai mai filmat? A doua parte te-am filmat, da. Din păcate n-am prins prima reacție pentru că nu voia să fie filmat. S-a ofticat și el pentru că nu l-am filmat, așa că am dat drumul la filmare între timp. El credea 100% că era roșie, dar asta este. Trece la următorul YouTuber. Salut, silențios. Salut, băieți. Vreau să spui ce crezi că am făcut la mașină. Ei scos roțile, ei scos volanul, nu știu. Deci e total diferită. Total diferită? Da. Hai frate că nu mai am răbdare. Ia. Yeah. Bă, ești nebun. What the fuck? Bă. Bă, dar m-am așteptat la un colan, adică voiam să zic asta. Da, voiam să zic asta. Am zis că e schimbată total. Bă, multă ce. Cum se numește culoarea asta? Ultramarin violet. Ultramarin, ești nebun. Bă, cât de tare arată, ești nebun. Și fii atent în spate să vezi cum arată. Mamă, pare da, sclipici de asta. Are sclipici, are sclipici, are acum praf că am mers o grămadă cu ea astăzi, dar uite de spate. Andrei Rău? Da, da. Mamă, bă, ești nebun. Tesla. Asta e gen tot un fel de colan, nu? Mhm. Ia zi, poți, că te văși pe tine cu o mașină. Bă, respect gen, adică mai întâi să iau carnetul. Am terminat școala, trebuie să dau sala. A, e bine. Da, sala și traseu. Bă, da, vezi că arată bine rău gen. Zici că e altă mașină. Bă, da, vreau să zic că pe față gen și deci, cu uite cu sigla și cu astea. Da. Gen, zici că e, știi, în Forța sau în jocuri de genul când îți customizezi mașina cu culoarea ta, gen fix așa e. Bă, am pus și sticker rău aici, ăstea. Sunt curios, ce alte variante mai aveai sau cât ți-a luat să te decizi? Nu știu dacă știi, dar mie îmi place foarte mult roșu. Ideea este că toată lumea credea că o fac roșie, pentru că majoritatea chestii pe care le fac eu prin casă, le mai pun așa. Bă, pe Tesla live. Bă, roșie am mai văzut. Asta e chestia, Tesla roșie ai mai văzut, da. Și nu era cine știe ce. Ea a fost cea care a văzut culoarea prima dată, da. Culoarea. Și după aceea când am văzut-o și eu am fost, bă, chiar o fac așa, că gen, chiar arată bine. Și mi-a plăcut culoarea. Bă, tare, ești de bun, s-o stăpânești sănătoși din nou, e altă mașină, asta e ce bun. Da, cam asta e. Ce zici, mă, Andrei? Hai să mă vedem, tare. Că văd că e ascunsă pe aici, n-a vrut să-mi arate din prima. Deci, spune mai întâi ce crezi tu. Nu știu, poate un colant, ceva? Și nu știu, ceva la exterior, mă gândesc o altă bară, o altă chestie. Dacă mi-aș fi făcut colant, ce culoare? Așa de curiozitate. Bă, nu știu, un roșu, ceva? Mă ia, vă-ți roșu. Hai, vină puțin pe mine, vină pe mine. Ioi, da, cameleon, ești nebun sau cum se numește, ceva da, de genul. Da. Se vede și turcoaz și mov. Bă, ce tare ești, nebun. Dar văd că și alea sunt albastre așa. Da, 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 mă, de fie ca și la jant. A, și văd că ți-ai pus sticăre din alea de... Da, ca să fie gen la modelul nou cum ar veni. Am mers chitit acolo cu o fac roșie, da? Deci te-am ghicit. Da, da, nu că și eu voiam, toată lumea știa că eu vreau roșie, nu știu ce. Și după aceea dau peste culoarea asta. Și am zis, bă, chiar o fac așa, chiar că e total diferită față de roșu. Și am zis, hai mă, că o fac așa. Ce ia de la rar? Că acolo am fost eu acum astăzi. Multicolor, cum zice? Nu, m-a întrebat, păi ce culoare vrei să fie? Și am gen, păi pe mine mă întreb. Și i-am zis, albastru, eu văd mai mult albastru. Și, ok, albastru. Gen, cred că dacă zici
făcea mov, cred că mi-o făcea mov. Și cam asta e. Mă bucur că îți place. Cam acestea au fost reacțiile youtuberilor. Următorul video cu Tesla nu vreți să ratați. Este un challenge super mișto, așa că apăsați pe clopoțel. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Vă pup. Ciao.